Salutare tuturor, eu sunt Alex, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digitală. Aproximativ acum o săptămână, pe celălalt canal, am făcut o despachetare pentru acest dispozitiv, Elgato Cam Link. Este o placă de captură video pe USB. Ei bine, de ce am luat această placă? Pentru că vroiam să am lucrurile cât mai simple. Credeam că pur și simplu voi introduce acest USB în calculator, voi introduce HDMI-ul de la consolă aici, și asta va fi tot, voi putea să înregistrezi. Eu vreau să folosesc această placă pentru a înregistra jocuri de pe Xbox sau de pe Nintendo Switch. În primul rând datorită faptului că Nintendo Switch nu are o funcție de înregistrare a gameplay-ului și în al doilea rând pentru că Xbox One S nu înregistrează la o calitate foarte bună. Înregistrează Full HD, dar din păcate codecul nu-l ajută prea mult, așa că sunt destul de multe artefacte. Pe Xbox One X, dacă ai un monitor 4K, poți să înregistrezi direct cu consola pe un card sau pe un hard disk extern și filmarea va arăta foarte bine. Să revenim la Cam Link. Acest dispozitiv are un software în care poți să vezi exact ce înregistrezi în timp real. Problema este că nu e chiar în timp real, adică avem un lag de jumate de secundă poate, motiv pentru care nu mă pot juca jocurile direct în fereastra de vizualizare a acestui dispozitiv. Vă arăt aici o scurtă înregistrare ca să puteți observa cât este acest lag. În primul rând putem vedea aici în meniu. Ecranul din partea de jos este conectat direct la semnalul HDMI din consolă, iar pe ecranul din partea de sus putem vedea vizualizarea prin acest dispozitiv. Mai departe încercăm un joc de raliuri, Dirt 4, și după cum puteți observa și aici, avem o întârziere în imaginea de sus. Deși această întârziere este foarte mică, este foarte greu să poți să te joci în acest mod. Pe anumite tipuri de jocuri s-ar putea să nu ai nicio problemă, dar pe aceste jocuri unde ai mai multă mișcare, mai rapidă, este necesar să nu ai acea întârziere. Dacă tot enumăr probleme pentru acest dispozitiv, aș mai adăuga faptul că nu pot să înregistrez 4K din Xbox One X. Și asta datorită faptului că Xbox One X are nevoie de un dispozitiv care să suporte 60 de Hz. Ei bine, acest dispozitiv suportă 4K la doar 30 de Hz, motiv pentru care Xbox nu vrea să redea semnal 4K. În detalii îmi apare faptul că dispozitivul la care este conectat suportă 4K la 30 de frame-uri, dar Xbox nu vrea să redea semnal în 4K, tocmai datorită acestei limitări. Așa că dacă vreți să luați acest dispozitiv pentru a filma 4K, deși majoritatea jocurilor de pe Xbox care sunt în 4K rulează la 30 de frame-uri pe secundă, ei bine, nu veți putea înregistra datorită faptului că Xbox nu permite conexiune în 4K cu acest dispozitiv. În schimb, îl puteți utiliza pentru a înregistra semnal dintr-o cameră video care redă la 4K 30 de frame-uri pe secundă. Mai departe, nu sunt suportate nici rezoluții intermediare, de exemplu 1440p nu este suportat. Așa că, în mare, voi folosi acest dispozitiv pentru Full HD 60 de frame-uri. Asta înseamnă consola Xbox One X și consola Nintendo Switch. Din fericire, pe consola Xbox One X pot înregistra direct intern, iar de pe calculator nu este nicio problemă să înregistrez direct cu softul de la placa video. Ei bine, acum că v-am explicat cum e problema cu întârzierea, să vedem ce soluție ieftină am găsit. Soluția este foarte simplă. Trebuie să împart semnalul de la consolă în două, utilizând un splitter. Acest dispozitiv este destul de simplu. Avem un port de alimentare, micro USB, un port de intrare video HDMI și două porturi de ieșire HDMI. Asta înseamnă că voi conecta cablul de la consolă, de exemplu de la consola Xbox One S, voi conecta la portul de intrare. Mai departe, în spatele consolei am niște USB-uri. Voi folosi acest cablu pentru a alimenta acest dispozitiv și voi avea la ieșire două porturi. Un port va merge către monitorul unde vreau să mă joc, celălalt port va merge către acest dispozitiv. În acest mod, după cum ați putut vedea în filmarea de mai devreme, monitorul de jos a fost conectat la un HDMI, monitorul de sus
ne arăta vizualizarea din software de pe acest dispozitiv. Mai departe mi-am dat comandă și de două cabluri HDMI mai scurte, tocmai datorită faptului că trebuie să am atâtea cabluri. Și vă voi demonstra aici cum voi avea conexiunile pentru ca totul să ruleze așa cum trebuie. Voi presupune că acest port este ieșirea HDMI din consolă, de exemplu din docul de Nintendo Switch sau din Xbox One S. Acesta va fi cablul de ieșire video din consolă. Cablul merge în splitter. După cum spuneam, splitterul va fi alimentat. Și mai departe din splitter voi conecta pe ieșirea 1 monitorul pe care vreau să mă joc, în cazul meu acel monitor mai mic. La ieșirea 2 voi conecta acest dispozitiv de înregistrare. Mai departe acest dispozitiv de înregistrare se va conecta la un USB în calculator. Deși treaba asta nu arată foarte bine, sunt fericit de faptul că am găsit aceste cabluri HDMI foarte scurte, pentru că altfel ar fi trebuit să am niște cabluri HDMI destul de lungi și acele cabluri ar trebui cumva organizate, legate și așa mai departe. Această modalitate nu este modalitatea perfectă de a înregistra videouri, dar momentan îmi dă posibilitatea să încep filmarea pentru canalul Arena Digitală. Celelalte versiuni la momentul de față ar fi o placă de captură internă pe care trebuie să o montez în calculator, dar din păcate acest lucru nu sună foarte bine pentru mine, pentru că de obicei nu filmez într-un singur loc. Motiv pentru care voi aștepta lansarea noului dispozitiv de înregistrare de la Elgato. Este un dispozitiv care arată ca o cutie, are două conexiuni USB-C, o conexiune pentru alimentare, o conexiune pentru conectare la un calculator, dar ce este cel mai important, va avea două porturi HDMI, adică un port de intrare pentru video din consolă, un port de ieșire către monitor și un slot de card. Asta înseamnă că acel dispozitiv va putea să înregistreze filmarea direct pe card și nu va mai avea nevoie de un calculator extern. Motivul pentru care există o conexiune pentru calculator este probabil pentru a putea regla setările acelui dispozitiv. Ei bine, acel dispozitiv va fi îndeajuns de puternic pentru a înregistra în 4K 60 de frame-uri pe secundă și cu HDR. Dar pentru mine cel mai important este faptul că va fi un dispozitiv portabil și va înregistra pe un card. Chiar și acum eu înregistrez pe un card într-o cameră, la sfârșit iau acel card, copiez filmările pe un laptop de pe care voi edita clipul final. Cam atât pentru clipul de azi. Dacă doriți să folosiți un asemenea dispozitiv, aveți grijă pentru că există acea întârziere. Din nou, există o soluție, dar nu oricui îi place această soluție. Pentru cine nu poate face acest compromis, recomand mai degrabă un alt dispozitiv de captură. Există deja dispozitiv de captură de la diferite firme, chiar și de la Elgato, care au deja toată treaba asta integrată. Bineînțeles, prețul este puțin mai mare decât la acest dispozitiv, dar pentru un sistem cât mai curat, cât mai lipsit de cabluri, poate ar fi mai interesant să vă îndreptați către acea variantă. Cam atât pentru clipul de astăzi. Dacă aveți curiozități, întrebări despre acest dispozitiv sau despre alte teme, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Până data viitoare, toate cele bune!